Hai repede, hai repede, că n-am unelte bune. Vine! Am intrat în... Ok, ok, oricum n-aveam chestii bune la mine. E mort. Oh my god! Fortifică! Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. De data aceasta ne jucăm Bedwars împreună cu Drago Gamer, care este un alt YouTuber. O să las un link în descriere și probabil și la sfârșitul videoclipului către canalul lui. Salut! Ne vom juca Bedwars pe un server public, Hypixel, dacă vă interesează, dar cred că știți deja majoritatea. Și hai să mergem să selectez un... Cum am zis și în primul videoclip de Bedwars care l-am făcut. Uitați-vă la ele dacă sunteți interesați. Puteți juca cu noi. Da. Aveți șansa să jucați Aveți cu noi. Aveți șansa, așa, destul de mică să jucați cu noi. Bun. Da, da, tot există. Bun, hai să începem. Ok. Pentru cei care nu știu, în Bedwars te... Lupți pe insule cu alți jucători, scopul lor e să-ți distrugă paturi, scopul tău e să le distrugi paturile lor. Destul de simplu, dar devine complicat foarte rapid. De dămâiaș, nu? Da. Anyways. Tu fă apărare la pat. Fac ceva simplu. Dacă vă întrebați de ce primim iteme, pentru că le putem cumpăra de aici. Putem să cumpărăm lucruri de aici. Ca să știți, noi nu suntem așa de buni la Bedwars, adică știm să ne jucăm, dar nu suntem experți, nu vă așteptați la nu știu ce manevre. Cel puțin la mine definește videoclipurile care le-am făcut. Da, faptul că nu ești expert le definește. Asta spune foarte mult despre ce videoclipuri ai făcut. Ok, ideea e că foarte slab am jucat. Da. Deși nu vă dau multe hinturi ca să vă uitați la ele. Că după aia nu mai are niciun... Dragul gamer, faci defend-ul, că nu știu unde ești. Am mai fac. Vine unul la noi. S-a terminat. Hai să... Ăsta a fost numai așa de exemplu. Hai să jucăm încă unul, ok? Da, am arătat cum putem muri. Da, am arătat cea mai rapidă metodă de a muri. Hey, play again. Anyways, acum mă duc și... Mă duc pe doubles. Se poate juca 1v1, mai mulți, sau așa, cum jucăm noi, echipe de câte doi. Explică tu, te rog, că aș prefera să nu bat atâta din gură de la început. Se poate juca în mai multe moduri, solo, doubles, 3v3, v3v3, 4v4v4, așa. Dacă sunteți curioși despre mai mult despre jocuri și despre serverul ăsta, intrați pe... Hypixel. Pe site-ul acestui server, o să las în descriere link. Ok. Data asta fac defend la pat. Asta dau eu, oraș. Da. Dau eu. Asta e super expert pe harta asta. O știu din palmă. Asta... Dar eu știu să fac speed bridging, cât de cât. Nu vă așteptați la mare lucru de la mine, ok? Atâta numai că știu să fac poduri mai repede decât alții. Ok, deci chiar n-am încredere în asta. Da, adică ai încredere să fac vreo 5 blocuri mai rapid decât alții, dar după aia să dau fail. Nu te risca. Ba da. Pentru că vreau. Ok, dar după aia mă lași să merg pe mijloc, că asta e super faină harta. V-am zis eu că nu știu să fac foarte rapid. Ai murit? Aproape, dar am reușit să fac destul de mult, destul de repede. Okay. Pun ceva hăpt să nu ne... Oh, ce bine faci, ai făcut. Am făcut destul de decent. Mă duc să-mi iau niște chestii ca să avem avans. Nu vine nimeni pe noi. Foarte bine, pentru că dacă vine cineva pe noi, eu sunt prea departe ca să mai... Harta e super bună. Da, adică dacă o știi, mai ales dacă o știi, și o știu și eu. Mamă, ce face galben... Ok, avem slow bridger la verde. Asta e o informație foarte bună, pentru că putem să exploatăm informația.
în feluri pe Am care... crezut că vine un roșu, inamic. Am crezut că vine inamic roșu. Ok. Păi, dar nimeni nu merge pe noi. Mă fugărește unul. Ce echipă suntem, roșu? A, da. Tu ești ăla. Aș avea nevoie de un pic de salvare, pentru că sunt blocat aici, nu mai am blocuri. Cum adică? Am luat prea puține blocuri și m-am blocat aici. De unde ești? Aici, definește. Fiind aici. La spawnerul de diamante de lângă baza noastră. Mă atacă! L-am omorât! Și, yes, am... N-am obținut nimic. Eu stau și... Mă simt puțin aici, cam scamat, dar... Eu folosesc farmerul, farmerul ăsta de aici. Că nu, așa pot să merg direct dacă ne atacă cineva. Mă atacă cineva. Un copil random, ajutor. Ok, eu mă duc să iau diamante. Să duc la bază. Am murit. Dar nu faci... A, ai făcut ceva different, ai cam prost calitativ. Adică nu e de calitate bună, dar... Ok, taci. Mulțumește-te. Ok, mă mulțumesc, pentru că cel mai probabil n-aș ști să fac unul mai bun decât ăla. Vine cineva, simplu. Vine cineva! Sau am auzit eu ceva? Mă rog. Nu. Whatever. Tu apără baza. Dar unde te duci? Farmez. Ai luat upgrade de la baza, ai luat Iron Forge sau ceva? Da, am luat. Ce ai luat? Protection. Ai luat protection? Ok. Eu mi-au târnăcop și mă duc răș pe cineva ca să le fur itemele. Am realizat că am sabie de lemn. Dar am de chainmail, armura, dar... Din mare păcat, albastrul este viu. Dar lasă, nu-l ataca când nu sunt la bază. Prea târziu. Prea târziu. M-am pus deja pe drum. M-am pus deja pe drum și nu vreau să irosesc lână. Ok. Oh my god! Ce loot bun, ce loot bun! Era să mă glitchuiesc random în pământ. Ceea ce pot să spun că nu e deloc plăcut. Din experiență. Mă atacă! Ajutor! Vin amândoi pe mine! Am crezut că au ajuns deja. Rezistă, rezistă. Nu pot rezista, că nu mai am multă viață. Ți-am zis. Mă atacă. Vin pe baza noastră. Nu vin, au plecat. S-au speriat și au plecat. Bă, unde e Ender chest-ul? Got scared and left. Acum avem healing, avem healing. Foarte bine. Pentru că acum le-am dat un fireball la copilaș. Mă duc așa kamikaze pe ei, nu să... Nu pot să sparg destul de repede, îmi trebuie forfeci de alea. Bă, am poțiuni, vrei? De care? Las în chest, de jumpus și speed. Nu-mi trebuie chiar acum. Ok, Mă duc până pe centru, tu stai aici. Cum adică? Eu am profitat mai bine pe centru. Prea târziu. Deci, abia am început prima tură și nici deja nu ne putem înțelege. Da. Asta vă dă o idee despre ce prietenie e între noi. Ok. Las-o, poți... Trebuia să-ți iei de speed. Da. O las în chest-ul care la mine e invizibil. Încep să regret că mi-am luat armură de chainmail. Și de nu ce? Că n-am farmat pentru... Vine, Alba! Vine! Vine! Bă! Vin și eu acum. Nu, m-au bătut. Hai și aveam nu... două poțiuni la mine. Și nu, n-am băut-o pe niciuna. Vin la el. Așa, bravo. L-am bătut. Well done, dar well done. Un bloc mi-o spart. Wow, ce mult. Ok, am cumpărat să ne curgă iteme mai repede aici. Ok, tu rămâi la bază.
Știi că prin rămâi la bază, tu de obicei te referi la pleacă, hai hui, prin lume. Așa că asta o să fac. Nu, serios, rămâi la bază, te rog. Ok, doar o să le dau, o să dau un fireball pe padul pe care l-au albaștri ca să nu le mai atac. Cred că chiar albastru e eliminat, albastru e eliminat. Mai rămâne rozul, care nu-i deloc într-o situație bună. Îl atacă albul și o altă echipă, din câte am văzut acolo. Așa că o să încerc să fac niște kill-uri cred de la distanță. Cred că vine după mie. Cred că vine după mie. După mie. Nu, nu a venit, nu vine. Pata vine. Cine? Le-am dat două fireball-uri la cred că vine albul. Ceva, cred că vine ceva, cred că vine ceva. A, da, 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 vine, vine. Da. Numai că e super nenarmat. Sau cel puțin pare super nenarmat. Ok, celălalt nu-i deloc super nenarmat, pentru că are sabi de diamond. Îți invizibil? Nu, perfect. Nu pentru mine. A. Ok, probabil mi se duce până ce vine ăla. L-am dat jos. Am dat jos insecta. Ok, Au. Nu l-am nimerit. Ajutor! Stă la pat în caz că vine. Hai, nu te ține. Hai, nu te ține. Hai, tașule, hai. Nu, dar hai, fără din alea. Vino pe bune. Că nu te ține. Hai, că nu te ține. Ah, da, uite-l. Uite, știu strategia. O să pune TNT deasupra. Ce zic okay. Eu ce face el? Asta era logic să fac. Bă, rămâi un pic dacă vezi că suntem în raid. Pa. Nu, mă duc pe... Mă duc în explorare. Ne mai atacă? Nu. Okay. Bă, aqua mai e și pink. Care pink e practic pătuți. A, și aqua îmi pare eu care nu știu ce pat. Nu, dar efectiv pink-ul încă se mai plimbă. Mamă, acu are diamond, are armură. Are armură de diamond. S-ar putea să mă duc pe ei așa pe furiș. Dă-ți poțiune de invisibility. Cât e foarte poțiunea de invisibility? Două emeralde. Aha, dar de unde emeralde? Nu mult. Bă, eu am deja două. Și am 8 diamante. Mi-am luat și târnă cop de diamond, deci ar trebui să fie ok. Și 5 TNT-uri. Am 10 diamante. Fă ceva cu ele, nu le ține așa. Păi nu le țin, acum sunt un pic scârcit și mai fac rost câteva. Ok. Eu cred că se numește... Nu zgârcit. Lacum. Același lucru. Da, da. Da, bine, bine, bine. Scam departe. Nu, dar efectiv se omoră singur băiatul. Că inteligență! Nu văzut că eram în spate. Ok, ai acum. Ok. Mulțumesc, mulțumesc. Deși a doua chestie nu m-a ajutat direct. Nici aia. Ok, vedem dacă chestia asta intră la clipuri epice cu distorsie okay. 4 sau la fail-uri epice. Cel mai probabil în a doua categorie. Pentru că-s depășit numeric. Oh my god! Am 25 de... Le-am luat Le-am luat patul. Îmi retrag cuvintele. Nu le-am luat niciun pat. Mi-au luat ei ceva, mi-au luat ei viața. Vei, ia, sabie în chest. De care? Sabie în chest. Iron. Mulțumesc. Pentru că mă mai duc o dată pe oamenii ăia. Ce pot să iau cu 13? Cu 13 ce? Asta. Vine acua pe noi. Pregătește-te. Și eu am căzut în... N-au nicio șansă. Prea echipat. Da, dar nu știi ce au... Pe noi. Bine, și Pinku și ceilalți. A, nu.
O venise diamante. A venit, dar s-a speriat. Atunci mă duc să fac niște kill-uri. Am nevoie de un gold. Și eu. Mulțumesc. Doar de unul, așa, perfect. Bun, și niște lână. Pentru că mă duc să omor niște pink. Vine acum! Stăva cu mii și milă de el. Și-a luat combo. Și-a luat combo. Bă, n-a trebuit să mergem pe pink să-i omorăm. Nu, dar de tot. Mă duc eu, mă duc eu, pentru că tu ești bun la apărat, ești foarte bun la apărat. Mai ales acum că super OP, nu? Da, ești. E foarte bine că nu-ți ești ocupă. Stacat. Ca să fie clar, eu am și sabie de diamond. Au Iron Golem, gata, retragerea mea, au Iron Golem. Băi, îți dau snipe la unul. De aici, la bază. Măi! Asta încearcă să mă omoare și tu vorbești cu mine despre snipe. Da, vei să-l omor? Păi pe ăla. Dar tu știi măcar care e ăla. Și-am și ieșit din joc aproape. Aproape l-am nimerit. Ce echipă suntem noi? Roșu? Roșu, da. Are speed copilul. Băi, și eu am speed. Aqua. Păi, da, și eu am speed. Nu-i nimic special. Ok, eu am murit un nou. Aqua? Eu l-am omorât. Oh my god! Ce chestii am. Cum să bați un Iron Golem? What? Ăla nu e un Iron Golem, ăla e altceva. Ce era? Ce era? A, și moare foarte ușor. Am și eu Iron Golem. Ăla are diamond. Trebuie să mă retrag. Are și armură și sabie de diamond. Și cu protection. Păi hai, hai dacă-l ține. Cât costă generatorul? Ajutor! Trebuia să vii să mă ajut. Eu nu cred că-l ține. Păi ba, îl ține foarte bine, că are un echipament. Bă, eu am echipament și mai bun decât el, taci. Tu ce ai? Ai armură măcar. Da, de chainmail. Nu, Ivan. El are diamond și are sabie de diamond. Tu realizezi că am Iron Golem. Am Iron Golem. Și? Am 100 de fireball-uri, arc. Da, da, 100. Te și cred. Exagerez. Ok. O să mai iau niște din astea. Tu ești apărătorul, 1000. Dar după aia poți să merg și... S-ar putea să omoare Aqua pe roșu. Așa că ei pe roz. Vine Aqua! Și încerc să vin cât mai repede înapoi. L-am bătut. I-am dat rex. I-ai dat one shot. Bă, chiar i-am dat one shot. La copil, nu exagerez. Uite, și ca să fii mai sigur, punem un Iron Golem aici. Dar vezi că ăla e pe timp limitat. A. Gata, să... Nu mai vrea. Am cumpărat un TNT fără să vreau. Ok, am putem bombarda. Mergem să-i bombardăm. Asta înseamnă că mă abandonezi pe mine aici? Nu. Ok, atunci. Dar nu pleci nici tu deocamdată. Fortifică un pic, pune endstone peste. Te rog. Deci tu ai plecat. Am înțeles. Mă grăbesc pentru că imediat o să se întoarcă și acolo la bază, știi? Și e o oportunitate foarte bună. Nu vreau să risc. Chiar nu vreau să risc. Ok, am văzut un fireball. S-ar putea să avem campări sus. E un Aqua. Ceea ce nu e un semn bun deloc. Mă furișez. Păi eu mă bat acum cu un Aqua. Ăla a tras fireball-urile la Andala. Da. Ce-are? Hai că nu te trebuie. Eu cred că-l ține cu ce echipament are. Nu-l ține. Bă, ai, efectiv, e mai de 100... L-am omorât, l-am împins în void. E foarte slab era ăla.
Și când zic foarte, foarte. Iau explozii. M-au eliminat. Nu te la mine. Suntem numai noi și acolo. Ok, hai în sfârșit. Avem șansa să câștigăm. Ok, am 3 emeralde. Ce fac cu ele? Nu cumpăra ceva care să te ajute numai pe tine. Știi? Vrei poțiuni? Da. De ce vrei? Orice. Vei invizibilitate, să da, dai clar. Speed. Vine acum. Ok, am trei. De unde vine? Nu-l vezi. E invizibil. Da, da, fuge. E cagă frică. S-a retras. L-am lovit și s-a retras. Apă lapte. Hai. Ne potificăm patru, okay, un pic mai bine. Ok, merge bine până acum. Să sperăm că câștigăm și noi una. Dă-te. Trap trigger de invizibil. Băi, o crezut că merge schema cu CNT-ul. Chiar a mers. Omorât! Și aveam sabie de diamant. Chiar a mers schema cu CNT-ul. Bă. Vine. Atacator. L-am omorât. Hai să vedem dacă mai... Nu, e ok. Mă duc pe ei. Contraatac. Bă, stai un pic, că vin și eu. Nu. De ce? Că dacă mergem amândoi, e sensibil la baza. Exact greșeala pe care au făcut-o ei. De fapt, du-te tu de data asta. Că am mers eu de prea multe ori. Da, nu mai să-mi iau niște mai multe blocuri. Am 100 de săbii de stone. De ce? N-ai 100, ai 2. Vezi să nu vină cineva. Nu, ai a treia, de fapt. Ce? Când zici 100, referă-te la 100, că uneori poate chiar să ai 100 din ceva, știi? Mm-hmm. Ce au acolo? Ok, stai, că eu mi-au de tot. Cred acolo. Că am obsidian. Foarte probabil. Așa că pregătește bine. Vine acum pe noi. Încă o dată. Nu știu dacă m-a văzut. Nu m-a detectat. De fapt m-a detectat. Dar mă ignoră. Crede că nu sunt o amenințare. Okay. Și o să-i arăt imediat cât de amenințare sunt eu. Ok. Vine, fii atent. Bă, dar stai extrem de nu. S-a aruncat singur. Exact. Mai nu poate fi. Ok. M-a dat afară. Ne-am întors. Scuzați blocajul acela scurt. Dragă gamer, tu ce mai faci decât am plecat eu? Ești gata. Du-te. Ok? Atunci du-te. Ești la bază, nu? Da, sunt la bază. Stau aici pregătit. Ne-a murit golemul. Spawnează altul sau fă ceva. Fortifică baza, că ni foarte, la un TNT ne și ni se duce. Bă, murit aici unul. S-o omorât. A venit unul cel mai probabil. Am auzit un TNT. Nu, la mine îi. Am pus fortificații. Am pus turnuri. Nu! Ce? M-am vine murit. Unul. Păi ăla. Vine ăla cu armură de diamond. S-a speriat și a fugit. Păi e cacă frică, hai. Îi dau combo, numai că mai am numai două inimi și m-am omorât. Bă, ia face strategia, vezi? Aia. Hai repede, că n-am unelte bune. Vine! Am intrat în... Ok, oricum n-aveam chestii bune la mine. E mort. Oh my god! Fortifică! Ok, da, acum m-am respawnat. Fac zidul.
Am făcut zidul. Ai reparat acolo unde era gaură. Nu mai atac o dată. Ne-a spart patul. Ma hai să evacuăm repede. E posibil. Încerc să te răzbun. Eu pot pleca, hai că ai murit. Încă mă hăituiește. Putea să pleci. Nu puteam, că mă detecta și mă omora. Am murit acum. Așa hai că... să vedem. Așa că hai să ne uităm la Drago Gamer. Bă, e unul la bază, e unul la bază. Ok. Să văd dacă sunt urmărit. Da, râs. O, nu, mă încolțesc. Ok. Drago Gamer, ești ok? Ești ok? Okay, si... Îs obligat să merg pe mijloc. Du-te, sari, așa. Ok. Bă, totuși cred că o să pierdem, dar... Nu mă uite, a fost fall damage, așa. Da, ei încă au pat, asta e problema. Păi asta e problema, ar cumva îi băteam. Dar nu cred că prea am șanse. Hai că fac armură. Unde? O să te găsească până la urmă. Păi, nu merge în cel mai bănuibil loc. De ce? Pentru că ei s-au luptat deja cu rost, o să se aștepte să... Păi n-am altceva ce face. Restul spre vine aproape. După tine, nu cred că mai pot să scapi. Numai dacă ție nu știu ce armură. Da. Vine după tine, pregătește-te. 1. Gata, s-a terminat. Ok. Ok. Cred că e destul, că deja filmăm de vreme. Pentru primul videoclip e ok. Da. Stai să văd cât a ieșit. Ok. Sper că v-a plăcut. Eu vă spun la revedere. Dacă vreți să vedeți mai multe, dați like. Și dacă nu sunteți abonați, dați subscribe și la mine și la Drago Gamer. Și ne vom vedea data viitoare. Ooh.